Bună ziua, dragi telespectatori! La ora 7 vom vedea ce declarații incendiare a făcut președintele Traian Băsescu în Camera Comerțului, unde se mai inaugurează 0,3 km de autostradă și cât mai costă o prostituată de dorobanți. EA Sports ne oferă astăzi un trailer care prezintă demo-ul lui Fight Night Champion. Pardon, clipul ne prezintă toate cuvintele de laudă ale presei pentru joc. Este atât de fain că mi-a rămas sarmaua în gât și am uitat să-i dau de mâncare câinelui, care a mușcat o babă de cur în drum spre hinghiere, etc., etc., și așa mai departe. În fine, jocul arată chiar foarte bine, așa că mi-ar fi plăcut să văd un trailer care prezintă jocul, nu laudele site-urilor de specialitate. Demo-ul apare pe Xbox 360 pe 1 februarie pentru userii Gold, pe 8 februarie pentru userii Silver, iar pe PS3 ajunge pe 2 februarie. Jocul complet se lansează pe 1 martie pe 360 și PS3. I am alive, este viu! Dar fără tunete sau fulgere, ci mai mult ca o notă de subsol aproape ștearsă pe ultima pagina unei cărți prăfuite îndesată în colțul unei biblioteci drăpânate dintr-un orășel abandonat de pe o insulă pustie. Site-ul francez jeuxvideo.fr a descoperit că jocul, despre care nu s-a auzit mai nimic din decenul trecut, nu este anulat și va fi lansat chiar anul acesta. Informația pare să fie venind de la o sursă destul de credibilă și anume Jade Raymond, directoarea studioului Ubisoft Toronto. Conform veștilor primite, I Am Alive va fi disponibil până la sfârșitul acestui an, dar numai prin intermediul distribuției digitale, deoarece Ubisoft nu are încredere suficient de mare încât să-i ofere o lansare și în magazine. I Am Alive se află în lucru din 2009 la studioul Ubisoft Shanghai, după ce a fost luat din mâinile creatorilor săi, și anume Darkworks, deoarece erau mult preocupați cu alte proiecte pentru a-i acorda atenția necesară. De atunci nu a mai fost anunțat nimic despre proiect. Jocul ar urma să fie disponibil prin Xbox Live și PS Network, în dezvăluire nefiind menționată versiunea de PC. Având în vedere că infrastructura pentru distribuția digitală este foarte bine dezvoltată în ținutul mouse-ului, lansarea sa ar fi floare la ureche. Ar fi însă problema portării jocului pe PC. Dacă asta nu a fost realizată deja, iar Ubisoft oricum nu are speranțe mari de la I Am Alive, am putea rămâne cu ochii în soare. Dar asta nu este decât o speculație, până ce Ubisoft va face un anunț oficial în care să clarifice starea jocului. Iar acum să vorbim despre un joc disponibil numai pe PC și anume Interstellar Marines. Producătorii de la Zero Point Software spun că jocul este primul FPS AAA în care niciun publisher major nu și-a băgat coada. În alte cuvinte, este complet independent. Și sistemul de lansare este special, producătorii oferindu-le celor care precomandă jocul ocazia să joace build-uri speciale. Până acum, 3 jocuri sunt disponibile online. Unul este un tur 3D interactiv în care poți să faci cunoștință cu personajele, altul este o zonă unde îți încerci skill-ul de shooting, iar cel din urmă se numește Running Man, unde jucătorii se vor confrunta cu un val masiv de roboți. Aceste jocuri au fost jucate până acum de peste 60.000 de oameni care au susținut că, cu proprii bani, proiectul Interstellar Marines. Producătorii spun că vor să facă un shooter cu adevărat special și imersiv, ascultându-și comunitatea. Niciodată de lansare fixă nu a fost stabilită pentru jocul complet, dar Zero Point Software vor lansa anul acesta și alte build-uri și mini-jocuri. Dacă vrei să afli mai multe despre joc și despre procesul de development, mergi pe interstellarmarines.com. ID Software ne oferă un nou trailer pentru Rage. Vorba vine nou pentru că, după cum a spus și Death Strike în articolul de pe site, footage-ul este vechi. Să-l urmărim totuși că materialele legate de acest joc sunt oricum rare. Apophis fell, and with it, doomsday began. Annihilation was predicted, but it wasn't the end. Currently cloudy with southeasterly winds blowing in at 12 miles per hour. It is hold up there, stranger. You got business here. The authority continues to bring peace. Watch yourself. Wasteland roads aren't safe. Mutants, 10, 20 of them, all over that valley. The world you know is gone. Got a problem, and I believe you might be the man for the job. Ah!
Singura noutate adusă de clip este data de lansare și anume 13 septembrie 2011. Guerrilla Games au scos și ei la rampă un nou Dev Diary pentru Killzone 3 care prezintă un gameplay deosebit de violent. Să vedem despre ce este vorba. When we started working on Killzone 3, we first read through all the forums and the reviews to see what people liked about Killzone 2 and what they thought could be improved. The controls of Killzone 2. Demo-ul Killzone 3 va fi lansat pe PlayStation Store pe 15 februarie în două variante, una 3D și una 2D, amândouă având suport de Move, iar cea 2D și suport de co-op. Cei care au o subscripție PlayStation Plus vor putea încerca demo-ul începând cu 8 februarie. Killzone 3 apare pe 23 februarie în Europa. Atenție, spoiler! În acest link vom vedea cine este bossul final din Marvel vs. Capcom 3 și cum poate fi bătut el. Dacă ai intenția să joci acest joc, îți recomand să dai skip la următoarea știre. Dacă nu, atunci vizionare plăcută! După cum ai putut vedea, bossul final din Marvel vs. Capcom 3 este Galactus din Fantastic Four. Marvel vs. Capcom 3 Fate of the Two Worlds va apărea pe 18 februarie în Europa și va fi disponibil pe 360 și PS3. Jocul de retail oferă 36 de caractere, 18 din jocurile Capcom și 18 din benzile desenate Marvel, iar posibilitatea de a primi mai multe personaje via DLC nu este exclusă de producători. Vești bune atât pentru fanii Demon's Souls, cât și pentru cei care nu au avut un PS3 pe care să-l joace. Revista Famitsu anunță că noul joc de la From Software, cunoscut până acum ca Project Dark, este într-adevăr continuarea RPG-ului Demon's Souls. Deși este o continuare spirituală a lui Demon's Souls, jocul se numește Dark Souls, iar lumea și povestea sa nu au legătură cu jocul precedent. Spre deosebire de acel joc, Dark Souls va avea o hartă imensă pe care o pot explora și niciun hub care să lege diferitele lumi între ele ca în Demon's Souls. Dark Souls va permite și mai multă libertate în joc, eliminând clasele pentru caractere, dar păstrând opțiunile de customizare. Modurile de online sunt similare cu Demon's Souls, oferind atât co-op cât și versus play. În modul online, jucătorii pot vedea unde au murit alți gameri și pot lăsa mesaje în zonele dificile. Developerii de la From Software spun că sunt încântați de primirea pe care a avut-o Demon's Souls și că vor lansa Dark Souls atât în Japonia cât și în vest în același timp. Jocul urmează să apară anul acesta și, spre deosebire de predecesor, va apărea și pe 360, nu numai pe PS3. Astăzi vedem în sfârșit un trailer ceva mai concret pentru Anarchy Reigns, jocul pe care cei de la Platinum Games l-au anunțat de curând. În clip o putem admira pe Sasha, pe care ați remarcat-o și voi în screenshot-urile de pe site. În caz că n-ați observat, Sasha are detail-curul care seamănă izbitor cu cel al Bayonetei. Având în vedere că ambele jocuri sunt făcute de Platinum Games, nu m-ar mira ca producătorii să le folosească asset-urile. Asset-urile. Mamă, ce glume nașpa am în mine. Asta a fost tot pentru astăzi, ne revedem vineri pentru alte noutăți din gaming. Și ca să-i răspund lui Nicovală, mă joc mai mult decât un singur joc.